mare drag, vă mulțumesc pentru această frumoasă invitație. Mă bucur foarte mult să fiu astăzi alături de tine, Robert, aici, la această expoziție atât de luminoasă. Un lucru pe care aș vrea să vi-l spun înainte de toate este faptul că picturile sale sunt precum sufletul său, luminos și blând. Robert este elevul nostru din clasa la primară și ne-am bucurat, așa cum încercăm să facem pentru toți elevii noștri, nădăjduim, să îl ajutăm să-și descopere acest talent. A fost încurajat încă din clasele primare de doamna învățătoare Crăguța Florescu, care i-a descoperit această înclinație și mai departe părinții au preluat cu mult curaj și cu multă putere, aș spune așa, de susținere acest drum al său, l-au pregătit și în particular și iată, acestea sunt roadele atât de frumoase. Nădăjduiesc ca și pentru colegii săi, care astăzi îl regăsesc în acest context, să reprezinte o motivație foarte puternică, o astfel de întâlnire, un astfel de eveniment, pentru că, iată, cine se străduiește măcar puțin să-și crească darul primit, culege și roade frumoase și poate dărui, faptul care este cel mai important, cred, bucurie celor care primesc roadele darului său. Vă felicit și nădăjduiesc ca și alți elevi noștri să îți urmeze exemplu, pentru că, iată, școala pe care ne-am străduit să vă oferim în București, aveți și aici în Constanța o școală asemănătoare ca și conținut cu școala noastră, școala brâncovenească, unde nădăjduim să și ajungem în vizită după acest moment. Nădăjduim, revin, să avem în așteptare alți copii, la fel ca și tine, care să pună în viață gândul cu care noi v-am însoțit pe drumul vostru, și anume să vă dezvoltați armonios, să creșteți cu sufletul, cu mintea și cu trupul și tot ce faceți în fiecare zi să fie un drum, o devenire, pe care te încurajez să mergi cu bucurie și cu smerenie, așa cum te regăsesc eu pe tine în fiecare zi la școală. Robert este un copil cu multă modestie. Deși, iată, vedem acum în școala noastră aceste frumoase rezultate, el este un elev care zilnic vine la școală cu aceeași răbdare ca și toți ceilalți colegi ai săi și ceea ce noi încercăm să facem pentru el este să îi acordăm un pic mai multă înțelegere în așa fel încât el să poată să aibă timp pentru aceste realizări. Pentru că dacă încerci să ajuți pe copil să se dezvolte pe linia pe care a primit un dar, cumva mijlocești astfel încât să-și folosească timpul pe care îl are în creșterea sa cu mai mult folos. Felicitări!